Mama a două copile povestește că fetele îi aduc deseori acasă animale rănite. Așa s-a întâmplat și cu pasărea pe care acum o găzduiesc. Porumbelul căzuse de pe acoperiș împreună cu altul. Celălalt nu mai respira, dar acesta încă dădea semne de viață, așa că cei doi copii l-au luat la ei. Porumbii cad de la etajul 9, probabil cei bolnavi sunt aruncați. Fetele l-au găsit pe acesta și m-au întrebat dacă pot să-l aduc acasă. Și mie îmi plac animalele. Avem o colivie în care a stat o altă pasăre pe care la fel am salvat-o. Așa că am pus porumbirul acolo. Sărmanul era foarte slăbit, nici măcar nu deschidea ochii. Femeia spune că știe foarte bine că porumbii sunt purtători de diverse infecții, dar în loc de frică, în acel moment nu avea decât milă pentru pasărea bolnavă. Îmi era frică, dar și milă. Anul trecut, fetele au adus acasă un pițigoi care trebuia hrănit cu carne. Cumpăram viermi de unde se vând unelte de pescuit. Pasărea trebuia să ia masa la fiecare 15 minute, dar într-o zi eram ocupată și nici copiii nu erau acasă, așa că atunci când am ajuns, am găsit-o moartă. Cel puțin ne-am prelungit viața cu 10 zile. În cele 3 luni de când se află noua acasă, porumbelul a mai crescut și zboară liber în toate camerele. În cele 3 luni de când se află în noua acasă, porumbelul a mai crescut și zboară liber prin toate camerele, se așează pe brațe și se lasă mângâiat. Geamurile sunt mereu deschise pentru ca în aripa ta să se poată alătura suratelor sale, dar se pare că aceasta nu se grăbește deloc să facă acest lucru. Hai, zboară, ești la etajul 8, la al 9-lea sunt porumbei. Aceștia nu-l atrag deloc. Ieșim acolo unde sunt hulubi, îl hrănim, dar el stă alături de noi. Fetele ies seara cu el în stradă, îl aruncă în sus, dar foarte departe nu zboară. Femeia spune că ar fi bucuroasă să-i găsească păsării un habitat în care să se simtă bine și să nu ajungă cină pentru pisici sau câini. A contactat pe rețele de socializare diverse organizații, cere UNESCO ornitologi, dar fără rezultat. Am telefonat și noi la grădina zoologică pentru a vedea dacă poate găzdui necuvântătoarea, însă cei de acolo ne-au spus că nu o pot primi. Prin urmare, femeia speră că îi va găsi în aripate casă printre iubitorii de porumbei.